Ministerul rus de externe, citat de TASS, amenință că structurile Uniunii Europene și cetățenii implicați în furnizarea de arme letale și carburanți și lubrifianți către forțele armate ale Ucrainei vor fi responsabili pentru consecințele acestor acțiuni pe fondul operațiunii speciale în curs de desfășurare în Ucraina. Kremlinul a mai acuzat Uniunea Europeană de comportament ostil față de Rusia, afirmând că livrările de armament către Ucraina sunt periculoase și destabilizatoare, amenințând cu consecințe mult mai periculoase, relatează Reuters. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a formulat acuzațiile în timpul unei conferințe de presă privind începerea negocierilor de pace între Rusia și Ucraina. Aprovizionarea cu arme și muniții pe teritoriul Ucrainei, din punctul nostru de vedere, poate și va deveni un factor extrem de periculos și destabilizator, care în niciun caz nu va contribui nici la stabilitate în Ucraina, nici la restabilirea ordinii, a declarat Peskov, citat de agenția rusă TASS. Peskov a mai spus că faptul că Uniunea Europeană sprijină militar Ucraina arată că Rusia a avut dreptate când a decis să o invadeze pentru a o demilitariza. Comentariile purtătorului de cuvânt ale președintelui Putin vin după ce Uniunea Europeană a anunțat în urmă cu o zi că va aloca 450 de milioane de euro pentru armament destinat Ucrainei. Până acum, țările Uniunii Europene au trimis către Ucraina sau și-au luat angajamentul de a trimite următoarele: Germania, 1000 de arme antitank și 500 de rachete Sol-Air Stinger, Luxemburg, 100 de arme antitank NLAW, jeepuri și 15 corturi militare, precum și capacitate de transport aerian, Belgia, 2000 de mitralii, 3.800 de tone de combustibil, Olanda 200 de rachete Stinger, Polonia 100 de mortiere, 8 drone, arme antitank Javelin, puști de asalt Grot, muniție, Slovacia 12.000 de piese de muniție de artilerie 120 de mm, 10 milioane de litri de combustibil, 2,4 milioane de litri de combustibil de aviație și două sisteme de deminare Bozena, Estonia arme antitank Javelin, numărul nu este dezvăluit, Letonia rachete Sol-Air Stinger, numărul nu este dezvăluit, Cehia mitraliere, puști de asalt, alte arme ușoare și muniție în valoare de 188 de milioane de coroane, echivalentul a 8,5 milioane de dolari americani. România, combustibil, veste antiglonț nivel protecție 3-4-2000, căști de protecție balistică 2000 la număr, muniție și echipamente militare, alimente, apă și medicamente. Numărul exact și tipul de muniție nu a fost dezvăluit de către Ministerul Apărării de la București.